Mistere inexplicabile ce uimesc lumea. Așa cum am mai spus, există o mulțime de mistere pe care este imposibil să le dezlegăm. Cercetătorii au făcut neîncetat eforturi să rezolve marile mistere ale lumii. Și totuși rămân uimiți chiar ei în fața fenomenelor naturale care se produc pe planeta noastră. Aparițiile misterioase de pe lacul Baikal sau obiectele descoperite în Irak, ce prezintă o tehnologie care cu siguranță nu putea fi cunoscută acum 5.000 de ani, secretele ascunse în munții Bucegi, dispariția ciudată a unor civilizații înfloritoare, precum cea a atlanților sau a poporului Maya, sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute mistere asupra cărora savanții s-au aplecat adeseori. Dar încă sunt foarte multe necunoscute publicului larg. Vă prezint în continuare câteva dintre misterele inexplicabile care au uimit și uimesc în continuare lumea întreagă. Barca de pe insula Bouvet. Insula Bouvet este unul dintre locurile cele mai izolate de pe planetă. Este o insuliță aproape de Antarctica, la peste 1700 km de polul sud. Nu a fost niciodată locuită. Aici nu există nici viață vegetală. O expediție britanică din 1964 a descoperit o barcă abandonată într-una din lagunele insulei. Barca era în bune condiții, însă nu a fost descoperit niciun pasager. Barca părea nouă, deși era clar că vechimea ei depășea 2-3 mii de ani. Lemnul, pielea, dar și încuietorile de aramă și fier erau în stare extraordinar de bună. Nu apăruse niciun fel de rugină sau alte urme de deteriorare. Tipul construcției aducea cu străvechile bărci irlandeze, mai puțin părțile metalice. Niciun material nu era înghețat, iar contactul cu mâna degaja o ușoară căldură. Pe marginea bărcii erau gravate un fel de cifre și litere necunoscute. Pe lângă barcă erau așezate tot felul de obiecte ciudate, ce păreau a fi unelte, instrumente de navigat sau chiar arme. Toate erau complet deosebite de ceea ce se cunoștea în lume în anii aceia. Datorită dimensiunii foarte mari și greutății excesive, exploratorii nu au putut o transporta pe navă. Atunci, ei au asigurat-o bine, urmând ca la viitoarea expediție să folosească un vas de tonaj mai mare și utilat cu macarale pentru a recupera barca. Numai că după câțiva ani, când o altă expediție a ajuns în zonă, barca dispăruse cu tot cu obiectele din preajma ei. Copiii verzi din Woolpit. În timpul domniei regelui Stephen al Angliei, 1135-1154, a avut loc o apariție extrem de ciudată în satul Woolpit din Suffolk. În timp ce secerătorii lucrau pe câmp, doi copii mici au fost găsiți într-o capcană săpată pentru a prinde lupi. Copiii, o fată și un băiat, aveau o piele de nuanță verde și purtau haine de culoare ciudată, realizate din materiale necunoscute. După ce au fost descoperiți de secerători, copiii au fost luați și duși în sat. Acolo, localnicii s-au adunat în jurul lor, uitându-se mirați și punându-le diverse întrebări. Însă limba în care răspundeau copiii nu era una cunoscută, așa că aceștia au fost duși la casa proprietarului pământului, Sir Richard de Calne, aflată la câțiva kilometri depărtare de Wicks. Acasă la acesta, copiii au izbucnit în lacrimi și timp de câteva zile
au refuzat să mănânce pâinea și celelalte alimente care le-au fost oferite. Când au văzut însă fasole proaspăt culeasă, copiii înfometați au dat imediat semne că vor să mănânce. După mai multe luni în care au mâncat fasole, aceștia au reușit până la urmă să mănânce pâine. Cu trecerea timpului, băiatul, care părea să fie mai mic decât fata, a devenit deprimat, bolnav și în cele din urmă a murit. Însă fata s-a adaptat la noua ei viață. Pielea și-a pierdut treptat culoarea verde originală și a devenit o tânără femeie sănătoasă. Aceasta a lucrat mai mulți ani în gospodăria lui Richard, unde a fost considerată a fi foarte libertină și imprudentă. A învățat limba engleză, apoi s-a căsătorit cu un om din orașul vecin. După câțiva ani, ea a rămas văduvă. Unele surse spun că a primit numele de Agnes și că s-a căsătorit cu un ambasador senior al lui Henry al II-lea, pe nume Richard Barr. Când a fost întrebată despre trecutul ei, fata a fost capabilă doar să își amintească detalii vagi despre locul de unde a venit cu fratele ei în acea vară și cum a ajuns la Ulpit. Ea susținea că vine din țara lui Saint-Martin, o lume subterană unde soarele nu răsărea niciodată și lumina era precum amurgul. Toți locuitorii de acolo erau de culoare verde. Fata și-a amintit că într-o zi aveau grijă de turma tatălui său pe câmp și, urmărind vitele, ea și fratele ei au ajuns într-o peșteră unde au auzit sunetul puternic de clopote. Fermecați, ei au rătăcit prin întuneric pentru o lungă perioadă de timp, până când au ajuns la gura peșterii, unde au fost imediat orbiți de lumina soarelui. Dezorientați și înspăimântați de zgomotul secerătorilor, au încercat să găsească drumul înapoi, dar au căzut în capcana pentru lupi. Rapoartele despre copiii verzi apar în opera lui Ralph de Coggeshall, Chronicum Anglicanum, precum și în a lui William de Newburgh, Historia Rerum Anglicarum, din anul 1189, respectiv 1220. Cazul copiilor verzi, real, a dus, din păcate, la legenda omului verde din subteran, legendă care a proliferat îndeajuns de mult, în așa fel încât istoria copiilor verzi să fie trecută, din eroare, la povești și legende britanice. Asta deși există documente oficiale care reflectă existența lor. Luminile care însoțesc cutremurele. Luminile care apar pe cer înaintea și în timpul seismelor produc și astăzi multă uimire, dar și controverse în rândul oamenilor de știință. Sunt misterioase pentru că nu se știe ce le cauzează, controversate pentru că nu toți savanții cercetători sunt convinși că ar exista cu adevărat. Fizicianul italian Cristiano Ferrugia a alcătuit un raport detaliat al luminilor ciudate care însoțesc seismele, începând cu evenimente care au avut loc cu 2000 de ani înaintea erei noastre. În anul 1966, în timpul cutremurelor devastatoare din zona Matsushiro, a reapărut fenomenul ciudat al luminilor. De data aceasta, la acest fenomen sunt aduse dovezi, sute de fotografii făcute de martori oculari. În anul 2003, Friedman Freund, fizician în cadrul NASA, a realizat o serie de experimente în urma cărora a concluzionat că luminile care însoțesc seismele sunt cauzate de activitatea electrică a rocilor. Conform teoriei lui, undele de șoc cauzate de cutremure modifică proprietățile electrice ale siliconului și ale mineralelor care conțin oxigen, ceea ce le face să emită lumină. Teoria lui Freund nu rezolvă decât câteva din miile de cazuri. Ufologii pretind că aceste lumini nu sunt altceva decât avertizmente
date oamenilor de către ființe extraterestre, cum se întâmplă la exploziile controlate de mină, unde muncitorii sunt avertizați tonic de eventualul pericol. În sprijinul teoriei ufologilor, sunt alte sute de cazuri în care oamenii din diverse locuri au fost avertizați, fără a ști de cine și de unde, de viitoarele și inevitabilele catastrofe, inundații, alunecării de teren, cutremure, incendii și altele. Ciudații gemeni Polek. Familia Polek și-a pierdut fiicele, una de 11 ani, alta de 6 ani, într-un tragic accident de mașină. După câțiva ani, în familia Polek se nasc alții doi gemeni. Pe măsură ce gemenii Polek au crescut, s-a dovedit că aceștia știau lucruri pe care nu aveau de unde să le cunoască, însă pe care surorile lor moarte le cunoșteau foarte bine. Cazul gemenilor a stârnit un interes deosebit în lumea medicinii și nu numai. Cei doi au fost supuși mai multor analize. S-a trecut chiar și la punerea lor sub hipnoză pentru a descoperi ceva. Și s-a descoperit ceva uluitor. Cei doi gemeni cunoșteau lucruri care se întâmplaseră în familia Polek cu multe generații înainte. Lucruri pe care nici părinții lor nu le știau, dar faptele s-au dovedit reale prin verificarea arhivelor de familie. Cazul gemenilor Polek este și astăzi unul unic și foarte controversat. Navodromul de la Nazca sau liniile Nazca. Liniile Nazca acoperă 450 de kilometri pătrați de deșert. Acestea includ forme geometrice uriașe, imagini care reprezintă plante și animale și, mai rar, siluete umane care sunt vizibile din aer. Arheologii cred că au fost realizate de poporul Nazca într-o perioadă de 1000 de ani, între 500 înaintea erei noastre și 500 după era noastră. Autoritățile din Peru fac tot ce este posibil și reușesc cu greu să protejeze liniile Nazca, iar acestea au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Teoria inițială, conform căreia modelele Nazca fac parte dintr-un calendar astronomic, a fost infirmată în 1997, iar cercetătorii niponi de la Universitatea Yamagata, Japonia, au început un program special, pe 15 ani, la finalul căruia speră să afle mai multe despre originea liniilor Nazca. Deja circulă teoria potrivit căreia liniile Nazca nu ar reprezenta decât un semnal de navodrom și o hartă care poate fi citită de la zeci de mii de kilometri distanță. Ținând cont de vechimea liniilor Nazca, este clar că acestea nu puteau fi executate de pământeni, ci doar de extratereștri dotați cu tehnologie extrem de avansată. Teoria navodromului a fost susținută pentru prima dată de scriitorul elvețian Erich von Däniken și împărtășită și de cunoscutul astronom și fizician american Carl Sagan. Există și mistere naturale, fluturii monarh. În fiecare an, milioane de fluturii monarh din America de Nord migrează pe o distanță de mai mult de 3000 de kilometri spre sud, în așteptarea iernii. Până în anii 50, nu se știa unde își termină călătoria, dar exploratorii Norah și Fred Arkhart au reușit să marcheze sute de fluturi și astfel să-i urmărească. În anul 1976, aceștia au identificat muntele fluturilor într-o pădure din Mexic, ca loc de destinație a migrării. Dar enigma nu se încheie aici. Niciun savant nu a putut demonstra cum acești fluturi, efemeride de altfel, reușesc să navigheze o distanță atât de mare. Unii cercetători susțin că fluturii se folosesc de poziția soarelui pentru a zbura spre sud
și și-ar ajusta zborul în funcție de oră cu ajutorul propriilor ceasuri circadiene pe care le au situate în antene. Alți cercetători susțin teoria prin care fluturii monarh s-ar folosi de forțele geomagnetice pentru controlul zborului, ceea ce ar fi remarcabil, fiindcă până astăzi nici omul nu poate controla pe deplin forțele naturale geomagnetice. Marea piramidă de la Gizeh, unica minune din cele 7 ale lumii păstrată astăzi. Singura supraviețuitoare a celor 7 minuni ale lumii antice este Marea piramidă din Gizeh, Giza, Egipt. Mult timp a fost un mister pentru arheologi modul de transportare de la distanțe mari a masivelor blocuri de granit din care este construită piramida. Acum, arheologii au descoperit cum egiptenii au transportat blocuri de calcar și granit de peste 2,5 tone de la aproximativ 800 de kilometri depărtare pentru a construi mormântul faraonului Khufu, Cheops în greacă, în jurul anului 2600 înainte de Hristos. Descoperirea unui papirus antic și a unei bărci ceremoniale au scos la iveală infrastructura creată de constructori. Materialul arheologic arată că mii de muncitori calificați au transportat 170.000 de tone de calcar pe Nil în bărci de lemn strânse cu frânghii, printr-un sistem special construit pe canale, până la un port interior, la doar câțiva metri de baza piramidei. Dar cum rămâne cu extraordinarele coincidențe descoperite de savanți? În primul rând, piramida a fost ridicată cu ajutorul a aproximativ 2.300.000 de blocuri de piatră, care cântăresc între 2 și 50 de tone. Mantaua exterioară a piramidei a fost confecționată din 144.000 de pietre, care au fost lustruite printr-o tehnică necunoscută încă omului modern. Precizia este una uimitoare și, conform unor specialiști, nici într-o sută de ani nu o vom stăpâni. Un alt fapt interesant, dar straniu în același timp, este fundația acestei construcții megalitice. Cei care au ridicat-o au gândit un sistem ieșit din comun, compus din niște mingi de piatră, care să confere mobilitate construcției și astfel să reziste oricărui cutremur. Dacă înmulțim înălțimea piramidei cu 1 miliard, aflăm cu mare exactitate distanța de la Pământ la Soare, adică 150 de milioane de kilometri. Poate părea o coincidență, dar dacă împărțim perimetrul pătratului care formează baza piramidei lui Cheops la înălțimea sa, atunci obținem un rezultat fascinant de 6,28, adică 2 pi. De aici, putem deduce că cei care au construit această piramidă aveau cunoștințe avansate de matematică, cunoscând foarte bine cifra pi. Această constantă a fost descoperită abia în anul 1670 de către omul modern. Cea mai interesantă caracteristică a piramidei lui Cheops este că ea are 8 laturi și nu 4, așa cum crede toată lumea. Laturile sunt ușor concave și este singura piramidă care a fost construită în acest fel. Rămâne să tragem o concluzie aparent banală. Mistere au fost, sunt și vor fi întotdeauna, dar și plăcerea de a le descoperi și justifica. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea.